În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernici și preacuvioși părinți, distinși oaspeți și iubiți credincioși, ne șochează cuvintele Evangheliei. Oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Primul gând care ne vine atunci când auzim acest cuvânt al Mântuitorului Hristos este acela al suferinței. Oare că chiar asta înseamnă să fii creștin? Să trebuiască să suferi neapărat? Să trebuiască să trăiești în dureri, în necaz și în suferință? Domnul Hristos cere în acest cuvânt ucenicilor săi, adică nouă, luarea crucii, care implică și această suferință, dar nu desfințează principiul libertății. Oricine voiește să devină ucenic al meu, să-și ia crucea. Și crucea nu înseamnă numai suferință, ci crucea în sensul acesta în care apare aici, înseamnă viața plenară, trăită în Duhul Evangheliei. De fapt, viața plenară trăită în Hristos și prin Hristos în Dumnezeu. Această viață plenară a fost sădită în om atunci când Dumnezeu l-a creat după chipul său și cu o țintă bine determinată prin orientarea spre Dumnezeu ca să devină după asemănare. Lumea este un dar al lui Dumnezeu pe care l-a dat omenirii, oamenilor. Acest dar de care, folosindu-se omul în mod rațional, să-și câștige asemănarea cu Dumnezeu. Însă deja atunci, în acea clipă a creației, când l-a făcut pe om după chipul și după asemănarea sa, și zic Sfinții Părinți, l-a așezat împărat în mijlocul creației, pe Adam, l-a făcut împărat în această cămară împărătească care este lumea. Ideea este de la Sfântul Grigorie de Nisa. În acea clipă, în acest dar al lui Dumnezeu, a fost cuprinsă și crucea. Pentru că omul mereu avea această nevoie de a mulțumi, de a întoarce lui Dumnezeu darul într-un chip euharistic. Până la urmă, omul se aducea pe sine prin darurile sale lui Dumnezeu. Se întorcea pe sine lui Dumnezeu într-o dăruire permanentă și aceasta implica libertatea. Dar această dăruire a libertății este și o tăiere a voii în mod liber, care implică crucea. Și vom vedea din ce cauză. Bineînțeles că lucrurile se schimbă după cădere. După cădere, omul își atrage o tragedie universală și cosmică până în zilele noastre, care culminează în moarte, prin durere, prin suferință, prin patimi, prin depărtarea de Dumnezeu, prin însingurare egoistă, care culminează în moarte. Și aceasta este cruce. Hristos vine apoi la plinirea vremii ca să ne aducă libertate și tot prin cruce. Și acum înțelegem crucea primului om, sădit în primul om prin exercițiul libertății sale, privind spre Hristos. Ce spune Sfântul Apostol Pavel? Voi să aveți gândul lui Hristos, le spune filipenilor.
Adică, care gând al lui Hristos? Gândul lui Hristos era acesta permanent. A și spus la un moment dat în Evanghelia de la Ioan, n-am venit să fac voia mea, ci voia Tatălui meu care m-a trimis. Acesta este gândul lui Hristos și dacă privim în mai la adânc lucrurile, vom vedea că acest gând este un gând al smereniei, un gând al iubirii smerite, care este în stare să meargă până la jertfă. Și jertfa lui Hristos a fost răstignirea pe cruce. Și acum analogia. Primul om se dăruia lui Dumnezeu până în clipa căderii, până a acceptat această jertfă a voinței sale de a fi față în față cu Dumnezeu. Hristos vine și nu face altceva decât să stea față în față cu Tatăl Său și să facă voia Lui, să se smerească. Nu există altă cale, pentru că smerenia este expresia iubirii. Și cred că fiecare dintre dumneavoastră ați avut această experiență. Mamele și copiilor, vă dau un exemplu foarte simplu din viață. O mamă are un copil și copilul mai face și boacăne. Și câteodată mai ridicăm și tonul la copiii noștri, dar foarte de multe ori suferim în taina inimii pentru micile sau marile necazuri pe care ni le produc copiii. De ce acceptăm această suferință? Pentru că iubim. Și așa cum iubește mama pe copilul său, numai Dumnezeu mă iubește. Și atunci acceptă până și această suferință. De fapt, asta este crucea. Pentru noi creștini, viața în Hristos însă și este crucea. Nu trebuie neapărat să fii bolnav, nu trebuie neapărat să fii în lipsuri, în necazuri. Nu trebuie neapărat să ai dureri fizice sau sufletești. Pentru noi, dacă ne asumăm în mod plenar viața în Hristos, creștinismul nostru este o cruce. Și vă spun de ce. Cuvântul lui Hristos pentru creștin este o cruce. Uitați-vă la Sfântul Apostol Petru. Domnul Hristos a ținut minunata cuvântare euharistică din... O găsiți în Evanghelia de la Ioan, în capitolul 6. Acolo se identifică cu pâinea care se coboară din cer. Pentru noi creștinii de astăzi e un lucru evident, pentru ei nu. Pe ei a smintit cuvântul acesta și Sfântul Evanghelist Ioan consemnează și spune că mulți dintre ucenici l-au părăsit în clipa respectivă pe Iisus. Și atunci, Sfântul Apostol Petru are un cuvânt. Greu este cuvântul acesta, Doamne, cine poate să-l poarte? Cu alte cuvinte, grea este această cruce, sau cuvântul acesta pentru noi reprezintă o cruce grea de purtat. Cuvântul lui Hristos, persoana lui Hristos, este pentru noi, oamenii, o cruce grea de purtat. Și totuși devenim creștini prin voie liberă, pentru că dorim să fim ucenici ai lui Hristos, pentru că îl iubim. Există acolo undeva, în suflet, un dram de iubire față de El. Cuvântul lui Hristos este o cruce grea pentru noi din cauza egoismului și a mândriei în care trăiește omenirea. Știți ce spune Hristos? Să iubiți pe vrăjmașii voștri este imposibil aproape de împlinit acest cuvânt. Puțini din neamul omenesc, din neamul lui Adam, au putut împlini acest cuvânt al lui Hristos. Puțini. Și noi ne străduim. Suntem pe calea aceasta, împlinirea acestui cuvânt, dar pentru noi este o cruce acest cuvânt al lui Hristos. Pentru că simțim imposibilitate în sufletul nostru, este acolo o încordare permanentă. Și nu trebuie să avem dușmani de moarte neapărat,
dar micile frecușuri de zi cu zi. Toate acestea nu fac altceva decât să slăbească firea sau unitatea firii Adamului întreg, Adamului total. Ce-i de făcut? Care este calea? Calea este iarăși ceea ce spune apostolul Filipenilor: voi să aveți gândul lui Hristos. Care gând? Eu am venit nu ca să fac voia mea, ci voia Tatălui meu. Iar voia Tatălui meu este iubirea. Pentru că Dumnezeu este iubire și voiește ca să trăim în această iubire. Oare este chiar imposibil? Nu este imposibil. Este greu, într-adevăr, este o cruce grea, dar Hristos nu ne cere niciodată imposibilul. Pentru că El spune la un moment dat: sarcina mea, povara mea este ușoară. Jugul meu este bun și povara mea este ușoară. Veniți la mine toți cei osteniți. Poruncile mele sunt ușoare și totuși atât de imposibile pentru noi. Atâta timp cât trăim în egoism, în mândrie, trebuie să depășite aceste lucruri, dar lucrul acesta trebuie cultivat, să știți. Și este foarte greu să vorbești în lumea contemporană tocmai despre smerenie. Este greu și pentru noi, cei de la Amvon, și pentru omul cui te adresezi, dar mai ales pentru lume. Este un cuvânt greu și o cruce grea, smerenia. De ce? Pentru că nu suntem smeriți. Cum să vorbești despre ceva pe care tu nu-l ai? Cum să vorbești dacă tu nu ai experiența smereniei? Și totuși trebuie să vorbim despre smerenie în acest veac în care lumea parcă s-a întors pe dos și tocmai reversul este cultivat. O mândrie care îl neagă și pe Dumnezeu de multe ori. Omenirea vrea să trăiască fără Dumnezeu, să se afirme. Și lucrul acesta se cultivă din familie adesea, din școală. Și am să vă dau un exemplu. O distinsă profesoară de română se spovedește aici la catedrală aproape săptămânal. Încearcă să aibă o legătură cât mai vie cu Dumnezeu această femeie și are clasa 6-a. Și îmi vine într-o zi și îmi povestește cu multă durere în suflet și cu frică o întâmplare din clasa ei. Am o fetiță în clasă, spune dânsa, care învață mai slab și în primul semestru trebuia să rămână corigentă la mai multe materii. Am încercat să facem tot posibilul, am chemat-o pe mama la școală, n-a vrut să vină și până la urmă am trecut-o. Dar doamna învățătoare, fosta învățătoare a clasei, ține legătura cu clasa noastră și mai vine și mai îndeamnă pe copii. Și într-o zi copila a fost foarte obraznică cu colegii și i-am făcut observație cu învățătoarea, cu fosta învățătoare. Copila s-a simțit atunci foarte lezată, atinsă în orgoliul ei, s-a dus acasă și s-a plâns mamei sale. A doua zi mama a fost la școală cu amenințare: mă voi duce la inspectoratul școlar pentru că ați lezat personalitatea fetiței mele. Vedeți, din copilărie se cultivă mândria. Nu este o atitudine normală. Un dascăl care este pus la catedră nu vrea răul copilului. Nu vrea răul copilului. Poate mai sunt și oameni care, Doamne ferește, sunt bolnavi, sunt nervoși, dar în general un dascăl vrea să educe. Refuzăm educația din cauza orgoliului. Și lucrul acesta nu-i bine, pentru că dascălii pregătesc viitoarea generație, viitoarea generație va pregăti alte generații și unde se îndreaptă lumea. Părintele Sofronie Saharov spune că smerenia se învață din pântecele mamei. Cum? Atunci când o femeie este însărcinată, dacă trăiește viața plenară lui Hristos, dacă își asumă crucea lui Hristos, dacă se roagă
dacă trăiește în Duhul Sfânt, copilul este imprimat sau în copil se imprimă harul Duhului Sfânt și lucrează în el. Și el va veni pregătit în această lume. Iubiți credincioși, astăzi este duminica treia din Sfântul și Marele Post, închinarea cinstitei și de viață făcătoarei cruci. Crucea a fost așezată aseară în cadrul privegherii în centrul bisericii. Este crucea lui Hristos. Dar istoria acestei cruci implică și crucea noastră personală. Să aducem crucea noastră în fața crucii lui Hristos și să o comparăm și să prindem putere din crucea lui Hristos. Crucii tale ne închinăm, Stăpâne, și sfântă învierea ta o lăudăm și o slăvim. Amin.